George, îți mulțumim pentru că răspunzi întrebărilor jurnaliștilor de la Telecom Sport, DigiSport și Antena 1. Ai simțit o descătușare la decolare, o eliberare, având în vedere că lotul s-a tot modificat și mulți colegi au stat cu emoții până în ziua plecării să nu fie rechemați la club? Da, vă dați seama, a fost o liniște atunci când am știut că o să fim toți la Tokyo și nu o să mai fie modificări în lotul actual. Ce e diferit în Japonia față de un cantonament obișnuit și care ți se par cele mai ciudate reguli? Păi cam toate regulile sunt foarte stricte și este destul de ciudat pentru că și vremea de aici, fusul orar, va trebui puțin să ne adaptăm la toate. Ce ți-ai fi dorit să faci aici în Japonia și nu poți din cauza restricțiilor? Aș fi vrut să vizitez diferite locuri și mai ales să merg la un restaurant să mănânc sushi. Suntem favoriți la calificare într-o grupă cu Honduras, Coreea de Sud, Noua Zeelandă? Cum am mai spus, chiar dacă aceste țări nu par la prima vedere niște țări foarte puternice, eu zic că o să avem 3 meciuri foarte grele, dar, cum am spus, nu venim aici doar în vacanță. Venim să ne luptăm la o medalie și sperăm să trecem de grup. Cum crezi că va juca naționala noastră în Japonia? Eu zic că o să practicăm un fotbal foarte frumos și o să ne dorim toți să scoatem tot ce mai bun din noi, să facem mândri o țară întreagă și de ce nu să urcăm pe podium. Dacă România va avea în ultimul meci din grupă cu Noua Zeelandă un penalty, îl vei executa? Eu zic că da. E între mine și Ciobanu. Mirel Rădoi spune că el crede într-o medalie. Avem șanse și ce ar însemna pentru tine o medalie? Da, eu zic că avem, cum am mai spus. Suntem un lot foarte bun. Ne cunoaștem deja între noi de foarte mult timp și vă dați seama, ar fi un moment unic pentru noi toți dacă vom câștiga o medalie. Ce sporturi urmăreai la Jocurile Olimpice până acum când ne-am calificat cu fotbalul? La gimnastică, la atletism, astea, pentru că aici aveam, să zic așa, sportivii cei mai mulți. Care este jucătorul de la lot pe care l-ai luat la orice echipă la care ai juca și ce calități are? Radu Boboc, driblingul și viteză. Care e momentul din cariera ta în care crezi că l-ai făcut până acum cel mai mândru pe tatăl tău și cel în care l-ai supărat cel mai tare? Eu zic că debutul meu în Liga 1 și de supărat nu știu dacă l-am supărat încă. Ultima întrebare. Dacă ai votat la Balonul de Aur, pe cine alege dintre Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo și Jorginho și cum îți motivezi opțiunea? Pe Cristiano Ronaldo. Nu știu, din cauza că îmi place foarte mult de el, chiar dacă a ajuns la o vârstă în care, să zicem așa, unii zic că e greu pentru el, dar a demonstrat cam la toate echipele unde a fost că a fost cel mai bun dintre toți. Îți mulțumim frumos, George. Mulțumesc și eu.